Și luați, vă rog, măsuri. Se eliberează foarte mulți militari din motivul că comandantul de brigadă, colonelul Ionă Joc, este un comandant slab care nu apără subalternii. Au început să se elibereze din armată ofițeri foarte capabili și deștepți, niște comandanți foarte de treabă, capitan Valera Costiuc, capitan Vadim Condrea, capitan Dima Negruță. Toți ofițerii pleacă din armată din cauza că lui colonelul lui Joc. Băieții de treabă din colectiv se eliberează care sunt sergenți și soldați pe contract. Toți se eliberează din cauza comandantului de brigadă, colonelul Ionă Joc, care nu conduce corect brigada unde noi slujim. Ultima jumătate de an, când este șef colonel Ionă Joc, fiecare zi are încălcări cu disciplina în plutoane și companii. Ridicați documentele cu încălcări pe ultima jumătate de an din 2022 și o să vă puneți mâinile în cap. Soldații din Bălți fug acasă și se bat între dinșii și sunt din capul lor. Nimeni nu are grijă să învețe să iubească slujba militară. Soldații îmblă murdari și cu bocane rupți. Când pleacă în oraș, de la soldați miroase foarte urât. În gardă nu se schimbă prostirile și fețele de pierne și la continent Ion Liurca, când este în gardă, ne bate și încă ne bate locotenent Klepikov. Pe soldați încă îi bate capitan Ion Sârbu și locotenent major Vadim Ceban din compania cercetare și capitan Sorin Muntean. Este vară și este cald afară și pe soldați comandanții de poligon ne țin special la soare, mai ales acum la poligon, ca să fim cuminți și ascultători. Și de la soldați miroase foarte urât și ofițerii ne numesc pe soldați turmă de pederași. Nu este apă de băut și mori uneori de sete. Nu avem formă militară de schimb și când îmble toată ziua și în o singură formă, miroase de la mort, miroase ca de la mort de la soldați. La ora 4, în fiecare zi, facem sport și afară este 30 grade. De căldură, oare nu se poate să nu fie sportul când afară este așa de cald? Duminică, când vin părinții la soldați, atunci sergenții din brigade ne iau mâncare care o aduc mamele și ne pun să le cumpărăm țigări și apă dulce pentru sergenți. Acasă pleacă în concediu numai soldați care pot aduce ceva bunișor și gustos pentru ofițeri. Dacă te duci în concediu, trebuie să vii de acasă cu mătură sau cu coropcă de vopsea. Vă rugăm foarte mult să luați măsuri. Iacăși plicul, tot cu ștampile, tot e oficial. Iacă care este atitudinea guvernării noastre față de soldați și așa și planifică ei cu intervenția lui NATO, cu a românilor, americanilor, să întărească armata națională. În așa fel, ei vor să întărească armata națională. Foarte simpatic. Asta am vrut să vă aducem la cortez dumneavoastră, care e situația în brigadă din Bălți. Și eu sunt ferm convins că așa situație este nu numai în Bălți, dar în toate unitățile militare din țara noastră. Puștă, doriți? Mulțumim.